Hai să-i primim cu căldură pe Sorin Părcălab și Cristi Popescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună dimineața, mulțumim de invitație! Îți dai seama de când n-am mai zis glume dacă le-ați la sala de calculatoare? Așa, ca da, idee! Sunt cel puțin vreo 10 ani. Da, am întrerupt concursul de Quake. De Quake. Stai așa, wow. Da. Că au zis mulțumim, noi am zis mulțumim de invitație, dar trebuie să zică și ei. Mulțumim de invitație! Asta e pentru Lili. Gata. Și pentru Lili. Sala Pala! Deci, mulțumim de invitație. Ce frumos! Când aveți spectacol la Sala Palatului? Pe 15 octombrie. Adică marți. Adică peste 4 zile. Da. Peste 4 zile. Fix acum, marți, pe 15 octombrie. Da. Și este în, chiar în acea chiar în sala Palatului. În sala, da. Palatului, în sala Palatului, da. Da, fix înăuntru. Am negociat să ne lase înăuntru. De data asta. De data asta, voi da. Ați avut la un moment dat un show lângă, nu? Lângă am avut mai multe lângă Sala Palatului. Hai să vedem cum e înăuntru, că lângă am tot făcut. Show-uri lângă Sala Palatului. Dar nu, stai, a câta oră e când face Sala Palatului? A treia. E a treia. Și nu sunteți singuri acolo. Văd și aici pe afiș. Mai e un băiat lângă voi, zic, zi... Cum te-am apăsat cu ochii? Totuit. Că... nu că n-ar scrie deasupra. Alex? Alex? Nu, Toma. Toma. Așa, Toma. Toma Alexandru. Așa și cu Ioana Luiza cu domnul Mitran. Da. De ce se numește Regrete spectacolul ăsta? Sunt foarte curios. E... nu știu cum să spun. Știi un moment din ăsta când... vrei să cauți un nume care să întrunească materialul a trei comedianți care au trei vieți diferite? Exact. Și așa am ajuns la Regrete. Da. Plus că noi spunem mai bine să regreți că ai fost. Ba, da, exact, decât să regreți, da, că nu să regreți că n-ai fost, da. Dacă ar fi să vă uitați un pic în materialele voastre, doar așa, să găsiți două subiecte pe care le povestiți acolo, ați putea să-mi dați două exemple? Eu adică vorbesc... spoiler, da, practic. Da, asta. Dați-mi spoiler. Spoiler. Vorbesc despre faptul că vreau să înființez o sectă, să am secta mea. Ce interesant. Da. Ai și, sincer, ai figura foarte, foarte potrivită pentru asta. Da, asta mi-a zis multă lume. Mă, tu ar trebui să-ți faci sectă. Când erai mic, te mângâia bunicul pe cap și zicea, ce da, sectă ce o să-ți faci tu când o să fii mare, mă, mare sectant. Și eu am niște întâmplări și... o bucată de material care e foarte colorată pentru că este cumva tangentă cu Pride Parade. Și atunci cred că este inclusivă, dacă îmi permiți. Inclusiv. Și ai și un beat muzic, oarecum, da, muzical. Da, și un beat oarecum muzical. Nu vorbiți despre părințeală? Despre părințeală o să vorbim acum. De-aia am și venit, da, șurubel. De menționat, amândoi sunteți părinți. Da. Aveți asta în comun? Că ziceai că ați căutat lucruri comune din care să faceți material. Am încercat, de-aia am la părinți. Separat suntem părinți, nu în comun. Cum e pentru voi, nu știu, calitatea asta de părinte? Hai să vedem, Cristi, tu cum ești ca părinte? Cum te descrii? Eu am ajuns la 4 ani de parenting și pot să zic că e foarte greu, dar și frumos. În 4 ani cam înveți cum merge jocul, știi? În primii 2 ani e mai greu, dar la 4 ani deja știi ai secretele. Ai prins mersul. Da, știu secretele meseriei de părinte și cred că o să mai fac câțiva. Și domnul Sorin? Asta vreau să zic și eu, că eu abia acum mă simt pregătit, după 6 ani de copii mici, mă simt pregătit să pot să nu mai... Să fac unul okay. Da. Acum cred că dacă... Ești pregătit pentru al treilea, nu? Asta a fost perioada de patrulea, test. Al treilea, iese da. Bine. Pentru al patrulea, că al treilea e... Eu am unul dintre copiii mei, eu nu l-am prins înainte de 8 ani. Că așa am vrut să le iau la pachet, zic, băi, să scap de ce e mai greu, știi? Da, vouă vi s-a schimbat, acum lăsând gluma la o parte, vi s-a schimbat viața odată cu copiii, că e greu, voi sunteți plecați mereu, turnee, spectacole noaptea târziu. Viața noastră nu s-a schimbat așa de mult, dar soțiile noastre s-a schimbat, fundamental. Mai bine să nu vină el. Aveți noroc. Da. Sunt înțelegătoare. Ideea e că eu nu cred că poate să fie atât de greu. Eu n-am copii încă, dar în lumea asta, în care există atâtea cărți, atâția experți în parenting, mi se pare că e mult mai ușor. Da, nu? Este mult mai ușor. Și noi, asta este unul dintre scopurile pentru care am venit astăzi, da. Să-ți prezentăm ție că dacă ai niște life hack-uri, dacă înveți de la niște părinți care sunt părinți de ceva timp, o să fie foarte ușor. Hai să-l pregătim pe șurubel să fie tată. Hai să-i deschidem puțin mintea spre ce înseamnă să fii părinte alături de Cristi Popescu și Sorin Părcălab. Ce se întâmplă pe acest flip chat? Să fii atent la ce au pregătit invitații noștri de astăzi. Da. Sfaturi parenting. Da. În primul rând, tu cum stai cu imunitatea? Bănesc că n-ai un sistem imunitar grozav. Nu am un sistem imunitar grozav. Asta nu. Din cauza că nu ești expus la suficient stimul, știi? Dacă ai copil, îl duci la grădiniță, ești tot timpul la curent cu cei mai nou în materie de virus, de bacterii. Și-a mai apărut. Da. Și de asta ai nevoie din viața ta. Plus că atunci când ai copii, nu poți să lași la voia întâmplării antrenarea sistemului imunitar. Deci copiii când sunt mici la un an, un an jumate... Da.
iau după jos lucruri și le bag în gură și le rot și nu știu ce. Și eu, de multe ori când trec prin parc, iau la pachet pentru copil, iau dopuri, iau pup. Dar le-am păstrat să aibă la micul ce să iau niște crenguțe, pup. Pup. De la cine e pup în parc? De la că găsesc. Nu de la mamele. Pene, așa, pene și duc acasă la copil să-i dau să aleagă. E util ca și eu, ca părinte, să merg pe jos și să iau lucruri. Da, așa trebuie să te antrenezi, da. Să mergi în patru labe când mergi în spații publice și cred după aia să bagi degetele în gură. Ar fi bine să faci asta înainte să ai copil, ca să fii pregătit. Aha. Te duci prin parcuri și mergi în patru labe. Că tu, ca și, ascultă aici că și eu sunt părinte, tu ca și părinte când îi spui, vezi că nu faci aia că o să pățești, tu trebuie să fii pățit aia înainte. Da, da, da. Că altfel se simte că nu e credibil. Da. Da. Că dacă... Și dacă vrei să antrenezi și mai mult sistemul imunitar, freci balustrada de la mall. Da. Și după aia faci în gură. Da, da. După aia mănânc. Da. După aia, nu, faci doar în gură așa un pic și... Bun, okay. Deci asta cu sistemul imunitar. Da. O mare temere a noilor părinți este că nu o să mai doarmă bine. Dar e o iluzie asta. Dacă ai un copil, în primii ani de viață trebuie să stabilești cu el. Ăsta e programul de somn. Da? Îl iei deoparte, uite, vrem să dormim de la 8 seara la 8 dimineață. Dacă stabilești de la bun început, n-ai treabă. Deci stai liniștit, asta e important, să stabilești de la bun început. Deci el înțelege și doarme. Da, și sunt reguli. Spre exemplu, el știe automat că trebuie să meargă la culcare când se stinge televizorul. Înainte să-l pui la somn, trebuie să-l lași vreo 4 ore la televizor, că simte surmenat. Atunci când îl pui în pat, adorme instantaneu. Înțelegi? La un moment dat televizorul nu mai are baterie și se stinge. Și nici nu, îl stingem noi când am terminat de vorbit, așa că altfel n-ai cum să menții o relație sănătoasă cu un soț. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, facem sfatul de parenting astăzi cu Sorin Părcălab și Cristi Popescu, ei fiind niște părinți cu experiență. Da, da. Dar și stand-up comedians, cum se zice la nemți. Așa, mai departe. Frica multor părinți este de tantrum, da, când o iau razna copii. Ce trebuie să faci când ai un astfel de caz? Este tot timpul să la tine o bomboană, un pic de zahăr, ceva, să-i dai un fel de recompensă ca să tacă. Exact. Și atunci, și atunci tu îl poți să-l manipulezi foarte. Deci cum ai plâns, pac, era o bomboană, ai terminat. Și gata. Da, și viața este mult mai ușoară. Tu ca om mai bun, uite cât avem aici la Devii mai bun, odată o să cunoști mult mai bine orașul. Tu acum ai un traseu pe care vii la muncă, același, da? Același în fiecare când zi. Când ai copil, trebuie să știi foarte bine orașul, să găsești scurtături, să ajungi și la not, și la engleză, și la jiu-jitsu, trebuie să știi foarte mult. Ai văzut că dansul și te dezvolți parte... tu ca persoană. Da. Îți dezvolți abilitățile de negociator, pentru că tu ai un buget pentru activitățile extra și în bugetul ăla trebuie să introduci în not karate. Și atunci trebuie să mergi la profesor dacă putem acum, eu am doi, vă aduc doi și îmi dați un prieten mai mult. Eu de-aia am făcut doi, că la pachet poate prinzi, la pachet pachete, prinzi mult, mult mai bine. Ea e Larisa, poate rare și să fie plus unul gratis. Exact, da. Dacă, adică faci tot felul de pachete. Văd că azi găsești că ai mai mult timp liber și vacanțe, timp liber. Nu? E mai nuanțat. Tu acum cum stai cu timpul liber? Ne plimbăm, eu și soția mea în weekend. Okay. Are timp să-i citească seara. Cei mai mulți care n-au copii zic că nu prea am timp liber. Da, ideea e să faci un copil ca abia atunci realizezi ce prețios e timpul liber, pentru că nu o să mai ai deloc. Da. E contraintuitiv, dar funcționează. Da, mine, nu te speria, văd un pic de frică în ochii tăi. Dar de ce scrie șef? Șef, scrie șef pentru că copiii trebuie antrenați de mici să fie șefi. Întâi, în primii 3 ani din viață, trebuie să te comporți cu ei un pic mai dur, ca să înțeleagă cine e șeful, să aibă un model verbal, de cum trebuie să fie. Verbal. Și să știe, strict și așa, ca să știe cum e să fii șef. Și după aia, de la 4 ani, îi predai lui ștafeta, el devine șef, pentru că dacă nu-l înveți, dacă îl înveți de mic să fie ascultător, el când o să fie adolescent, nu o să știe de cine să asculte. Sau cea mai bine nu ascultă de nimeni și șef, decât să asculte de toată lumea, că după aia ți-l... Corect. Și să știe și ce se face în viață, să nu vrea să se facă subaltern, să vrea să devină direct șef. Nu-mi spui tu mie, asta este ce trebuie crescut de mic. Inoculat, da? Nu-mi spui tu mie ce copii, să fac. Și dacă ești... Asta este un sfat și pentru soți, dacă sunt soți care au soții care sunt puțin mai posesive, din nou trebuie să... pornești motorul ăsta, nu-mi spui tu mie. Deci nu o să funcționeze de la început. Cu soția nu o să funcționeze de la început. Poate să doară inițial, dar e o durere pe termen scurt. Da. Pe termen scurt. Ia timp să rezolvi. Absolut. Înțeles. Absolut. Da. Bun. Și cam astea sunt, nu? Dacă vreți să ne oprim aici... Mai am văzut limite aici, că asta am vrut să... Tu știi limitele? Limitele bănesc că nu le știi foarte bine. Când ai copil, ești forțat să-ți descoperi limitele. Să-ți dau un exemplu, mergi să duci copilul la grădiniță și ai ajuns la grădiniță, spune, mi-am uitat jucăria preferată.
trebuie să te întorci acasă, da, și tu nu știai că ai limitele atât de elastice, dar le ai. Le ai. Altfel nu rămâne la grădiniță. Să știți că și ca prezentator TV a trebuit să-și descopere limitele și eu de asemenea, pentru că nu mai avem timp. Aveam o zi și atât, gata, nu mai gata. Când ne vedem la sala Palatului? 15 octombrie. Marți acum, nu? Da. Înăuntru, în interiorul sălii Palatului. În interior, de data asta în interior. Mulțumim frumos că ați venit.